trei fețe. Disciplina, consiliere și dezvoltare personală. O resursă pentru clasa a cincea. Bun găsit! Astăzi vă invit să faceți cunoștință cu Lucian Blaga, o personalitate a culturii române pe care o puteți descoperi și prin intermediul profesiilor pe care le-a avut de-a lungul vieții. Bibliotecar, eseist, filozof, Diplomat, atașat cultural, profesor universitar, dramaturg, traducător, jurnalist. Opriți-vă un moment și analizați multitudinea de profesii pe care le-a avut Lucian Blaga. Dacă sunt profesii despre care nu ați auzit sau care nu știți ce înseamnă, discutați în grupul clasei sau căutați explicația în dicționar. Pentru întâlnirea de astăzi, însă, vă propun să discutăm despre Blaga. Poetul, care a scris prima poezie la 15 ani. Trei fețe de Lucian Blaga: Copilul râde, înțelepciunea și iubirea mea e jocul. Tânărul cântă, jocul și înțelepciunea mea e iubirea. Bătrânul tace, iubirea și jocul meu e înțelepciunea. Recitește și tu poezia, și oprește-te la verbele prin care se exprimă fiecare vârstă. Copilul râde. A râde. Tânărul cântă. A cânta. Bătrânul tace. A tăcea. Ce părere ai despre alegerile poetului? Tu ce verbe ai fi ales pentru fiecare vârstă? Te afli acum în perioada preadolescenței. O perioadă ca o punte, de la copilărie la adolescență. Alege cuvântul care, în opinia poetului, definește vârsta copilăriei. Ai dreptate, cuvântul jocul. Acum, caută cuvântul care definește etapa următoare în poezie, tinerețea. Iubirea. Te invit să scrii acum cât mai multe cuvinte prin care să definești. Preocupările, starea și vârsta pe care o traversezi, preadolescența, considerată perioada de la 10 la 14-15 ani. Cuvintele ar putea fi prietenie, curiozitate, entuziasm. Completează și tu cuvintele prin care exprimi cel mai bine această perioadă, cât mai sintetic, așa cum a făcut-o Lucian Blaga în poezie. Citiți cuvintele alese fără să vă judecați. Preadolescența este o perioadă pe care fiecare dintre voi o resimte în mod diferit.